Vă salut și eu dimineața aceasta pe toți și vă spun Crăciun fericit, oameni frumoși și dragi. Dumnezeu să vă binecuvinteze pe toți și să vă ofere în această zi ceea ce sufletul dumneavoastră are nevoie. Așa de frumos ne simțim în locul acesta când ne amintim de nașterea Domnului nostru Iisus Hristos. Tinerii, așa cum se spune de cele mai multe ori despre ei, tinerii care ne-au condus în închinare și copiii, au amintit acest mare adevăr. Iisus Hristos se naște în lumea noastră ca să ne mântuiască. Dar lumea în care noi trăim încearcă să îndepărteze acest adevăr religios. Acest adevăr al Scripturilor. Și nu știu cum faceți dumneavoastră față la tot vacarmul acestei perioade în care toate parcă strigă către noi și doresc mai mult de la noi. Lumea în care noi trăim încearcă prin metode diferite să înlăture esența acestei sărbători. Poate în mod voit sau nu, lucrul acesta se întâmplă. Și pentru că noi trăim în această lume, se întâmplă ca de cele mai multe ori să pierdem esența acestei sărbători. Cum reușiți dumneavoastră să nu uitați, sau prietenii noștri, sau cei dragi ai noștri, să nu uităm că de fapt la Crăciun noi sărbătorim pe Iisus Hristos care a venit să ne mântuiască. Nu este ușor, să știți, ci este destul de greu să menținem acest mare adevăr al creștinismului. Domnul nostru Iisus vine în lumea noastră ca să ne mântuiască. Această dimineață aș vrea să vă invit să privim la prima familie care s-a pregătit să sărbătorească nașterea Domnului Iisus Hristos. Prima familie care a asistat la venirea Fiului lui Dumnezeu în lumea noastră. Și este vorba despre Iosif și Maria. Și aș vrea să observăm astăzi că este așa de mare diferență în modul în care ei s-au pregătit să sărbătorească Crăciunul cu felul în care noi astăzi ne pregătim să sărbătorim Crăciunul sau lumea în care trăim se pregătește să primească această sărbătoare. 90% poate din colindele care se cântă în lume astăzi nu l-au în centru pe Hristos. Tot marketingul acestei sărbători îl scot pe Hristos și nu au de-a face nimic cu tot ce înseamnă sărbătoarea această sfântă. Toate aceste lucruri nu au cum să-l conducă pe om în a primi esența acestei sărbători. Există această lume, luptă teribilă. Cine dictează astăzi ce sărbătorim? Lumea sau Dumnezeu? Cât de mult suntem influențați noi de ceea ce oferă lumea ca și această sărbătoare? Și astăzi trebuie să răspundem la această întrebare. Vreau să vă invit să ne uităm în Sfânta Scriptură la modul în care prima familie s-au pregătit să-L primească pe Hristos. Și vă invit să deschidem Biblia la Evanghelia după Matei, capitolul 1, începând cu versetul 18. Matei, capitolul 1, versetul 18. Iată ce spune Evanghelistul Matei despre nașterea lui Hristos. Iar nașterea lui Iisus Hristos a fost așa. Maria, mama lui, era logodită cu Iosif. Și înainte ca să locuiască ei împreună, ea s-a aflat însărcinată de la Duhul Sfânt. Iosif, bărbatul ei, era un om neprihănit și nu voia să o facă de rușine înaintea lumii. De aceea și-a pus de gând să o lase pe ascuns. Dar, pe când se gândea el la aceste lucruri, i s-a arătat în vis un înger al Domnului și i-a zis: Iosife, fiul lui David, nu te teme să iei la tine pe Maria, nevasta ta, căci ce s-a zămislit în ea este de la Duhul Sfânt. Ea va naște un fiu și vei pune numele Iisus,
pentru că El va mântui pe poporul Lui de păcatele sale. Și al doilea, un singur verset din Evanghelia după Luca, capitolul 1, versetul 38. Aici evanghelistul Luca redă cuvintele Mariei, ca răspuns la vestea că ea îl va naște pe Iisus Hristos. Luca, capitolul 1, versetul 38. Maria a zis, iată, roaba Domnului, facă-mi se după cuvintele tale. Și îngerul a plecat de la ea. Acestea sunt cele două pasaje din Sfânta Scriptură pentru sărbătoarea aceasta nașterii Domnului. Iosef și Maria au sărbătorit într-un mod curat, pur, această sărbătoare a nașterii Domnului Iisus. Iosef este oarecum scos din sărbătoarea nașterii Domnului Iisus, nu are niciun rol providențial, poate, sau dogmatic. Despre Maria, mama lui, sunt scrise multe pagini cu privire la rolul pe care aceasta o are în nașterea Fiului lui Dumnezeu. Însă lui Iosif nu îi se atribuie un loc de mare valoare dogmatică. Însă în această dimineață aș vrea să extragem o învățătură pentru noi din pasajul acesta din Evanghelia după Matei, capitolul 1, de la versetul 18 până la versetul 21, pasaj pe care l-am citit. Pentru că acest pasaj ne duce cu gândul la momentul în care chipul lui Dumnezeu ia din nou chip. Dumnezeu decide să se întrupeze. Dumnezeu Hristosul este modul neînțeles, neexplicabil, neștiut, prin care o fată de 14 ani rămâne însărcinată fără să aibă vreo legătură cu vreun bărbat. Și în felul acesta se naște un prunc care este Fiul lui Dumnezeu. Cineva din Dumnezeu vine între oameni. În paragraful din Matei apare portretul lui Iosif. Primul om care sărbătorește nașterea lui Hristos și se pregătește pentru momentul când acesta urmea să vină, Iosif. Sunt puține cuvinte care descriu viața lui Iosif. Dar aș vrea să remarcați versetul 19 din capitolul acesta, din Matei. Și uitați-l ce spune aici Scriptura. Iosif, bărbatul ei, era un om neprihănit. Sunt puține afirmații în Scriptură când Dumnezeu vorbește despre cineva că este neprihănit. Această expresie o mai găsim la Iov. Iosif era un om neprihănit, adică sfânt. Și o să vedeți comportamentul unui sfânt în fața unor probe, poate una dintre cele mai mari, cele mai grave păcate din vechime. Să te pomenești că ai o fată care este însărcinată, gravidă. Știți care era legea lui Dumnezeu pentru acest păcat? Ea nu opera cu nicio indulgență, în nicio circumstanță. Dacă o fetiță rămânea gravidă în mod ilicit, trebuia să fie prinsă de cei din casă și dusă în fața autorităților pentru a fi judecată. Urma să fie strivită sub grămada de bolovan. Iosif, bărbatul acesta, intenționa să o ia de nevastă, în schimb ea este gravidă. Observă el lucrul acesta. Nu părinții, poate nici oamenii din satul respectiv, nici vecinii. Și simte că este înșelat. În perioada aceea în care era îndrăgostit, când ca un paian înțesea pânza în jurul acestei fete, în jurul Mariei, când se naște o dragoste fără limite în sufletul acestui bărbat, se simte că este înșelat. Se simte pus la colț
și nu vrea să o facă de rușine. Așa că poate ar fi fost normal să se înfurie pe ea și să o ducă el în fața judecătorilor ca să fie biciuită și omorâtă. Însă Iosif nu face așa ceva. Iosif este un om neprihănit. Începe să se gândească că ar fi bine să o lase. Poate o să uite relația, încet, încet relația dintre ei urma să se răcească și nu dorește să o vadă pe Maria omorâtă sub grămada de pietre. Și împotriva legii ia decizia să o părăsească pe aceasta. Dragii mei, Crăciunul lui Iosif n-a început în grajd. Ci Crăciunul lui Iosif a început în acele frământări din inima lui, din mintea lui, cu privire la ce este drept și nedrept. Cu privire la ce este bun și la ce este rău. Cu privire la ce înseamnă ascultare sau neascultare. Cu privire la ce înseamnă ură și la ce înseamnă iubire. Și dacă sărbătoarea nu începea în frământarea aceasta din inima lui, n-ar fi ajuns la sărbătoarea din grajd. Nu știu dacă Domnul ar fi ales pe altcineva să o protejeze pe Maria și pe prunc. Nu știu dacă îngeri ar fi luat-o pe Maria și să o ducă într-o altă zonă să protejeze, poate de furia oamenilor. Însă știm că dacă Iosif nu ar fi început sărbătoarea Crăciunului cu această frământare în inima lui, între ce este bine și ce este rău, între ce înseamnă a iubi și a urâ, n-ar fi ajuns la sărbătoarea din grajd. Știți de ce lumea sărbătorește Crăciunul în felul ei, fără Hristos? Pentru că în ultimele 9 luni, în inimile oamenilor, nu există nicio frământare între ce este bine și ce este rău. Între ce înseamnă a iubi și a urâ. Fără aceste frământări, și noi ne putem pomeni la această sărbătoare fără prunc, fără Marie, ci doar cu Moș Crăciun. Iosif are această frământare în viața lui și este o mare diferență între modul în care sărbătorește lumea de astăzi Crăciunul. Văzându-l pe Iosif în felul acesta, frământându-se, ostenându-se cu privire la ce este adevărul, ce este minciuna, binele și răul, văzându-l că se frământă, Matei spune aici, pe când, versetul 20, se gândea, se frământa el cu aceste lucruri. I s-a arătat un vis, în vis un înger al Domnului și i-a zis, Iosive, fiul lui David, nu te teme să iei la tine pe Maria, nevastă ta, căci ce s-a zămislit în ea este de la Duhul Sfânt. Iosif era un om neprihănit. Ar fi putut să o lase, să o abandoneze. Ar fi putut să-și vadă de drumul lui. Dar Iosif se frământă între ce înseamnă să asculte și să nu asculte. Ce înseamnă să facă bine sau rău. Și în viața lui există această frământare. Vreau să te întreb astăzi, când ești la sărbătoarea nașterii Domnului, te-ai frământat cu privire la esența acestei sărbători în zilele acestea? Sau ai fost și tu luat de valul lumii în care trăim și te-ai gândit prea puțin la esența sărbătorii? Iosif voia pe Maria? Nu vrea să știe nimeni? Și merge în satul natal, în Betleem. Pe drum Mariei îi vine vremea să nască. Și sub providența unui cor de îngeri care aștepta venirea lui Dumnezeu în lume, Iosif și Maria caută un loc de adăpost în lumea aceasta și nu găsesc. Am să te duc la cel mai luxos hotel de pe pământ.
la hotelul de 4 stele sau de 5 stele, ca acolo să se nască Hristos. Dar lucrul acesta este prea puțin. Am să te duc la hotelul de 7 stele. Am pus pe Google care este cel mai luxos hotel din lume și a ieșit hotelul din Dubai, Burj Al Arab. Este cel mai bine văzut hotel din toată lumea astăzi. Știți cât costă un apartament ca să închiriezi pe noapte? $18,000. O săptămână și achităm toată datoria la construcție. Fiecare calculează în ce-l doare. Dar nu este suficient Iosif. Au căutat mai mult. Vreau să sărbătorești la un alt nivel, Iosif. Și până ajunge la ușa unui grajd. Aici nu sunt 4 stele, nici 5. Ci aici este o singură stea. Este steaua lui Hristos. Și Iosif și Maria ajung la sărbătoarea nașterii lui Hristos. Pentru că neprihănitul Iosif a biruit răul cu bine, ura cu dragostea și participă în felul acesta la cea mai frumoasă sărbătoare din viața lui. Nu știu dacă a fost lumină în grajd sau întuneric. Nu știu ce atmosferă a fost în grajd. Poate animalele care rumegau, îngerii cântau. Dar ceea ce știm este că Iosif a fost așa de entuziasmat la această sărbătoare și și-a însușit pruncul, împlinind profeția din Scriptură, pentru că este din seminția lui Iuda. Iosif în felul acesta ajunge să sărbătorească nașterea copilului său și a lui Dumnezeu, punând împreună pământul cu cerul, fiind astfel Iisus, Mântuitorul lumii, venit să răscumpere pe cei pierduți, împlinind profeția că va fi din seminția lui David. Ce sărbătorim noi astăzi? Aș vrea să vă încurajez să începem cum a început și Iosif. Să ne frământăm și să ne gândim ce este bine și rău. Pentru că acolo începe Crăciunul. Ce este ura și ce este iubirea. Pentru că acolo încep îngerii să cânte. Ce înseamnă să fii amabil și ce înseamnă să fii o brută. Acolo cântă îngerii. Slavă lui Dumnezeu în ceruri prea înalte și pace pe pământ între oamenii plăcuți lui. Dacă începem în felul acesta, în această frământare interioară, atunci Iisus se va naște în noi. Iar dacă Iisus se va naște în noi, vom rămâne cu Hristos în noi și vom sărbători nașterea lui Hristos nu cum sărbătorește lumea, ci pornind spre împărăția lui Dumnezeu. Aș vrea să te întreb astăzi, care sunt frământările tale interioare? Ca și tată, aș vrea să fac o paranteză acum, aici, în slujba aceasta de Crăciun, și aș vrea să te întreb, care sunt frământările tale interioare pentru ceea ce este bine și rău pentru familia ta? Copiii tăi au nevoie de un tată ca să fie, care să-i protejeze. Un tată care își protejează fizic, spiritual și emoțional copiii săi. Îi protejează atunci când sunt dezamăgiți și vin de la școală cu tot felul de provocări, când sunt poate frustrați și plini de mânie, nedreptățiți de colegi sau de profesori. Copiii au nevoie să știe că cineva acasă îi înțelege și tata îi protejează. Modul cel mai puternic îl găsim în Tatăl nostru Ceresc, care ne mângâie și ne susține în permanență, care îi pasă de ceea ce simțim, de problemele noastre și se apleacă spre noi ca să ne ridice. Dacă aș vrea să te întreb ca și tată astăzi, care sunt
primele două probleme cu care se confruntă copilul tău? Ai putea să le spui? Dacă le știi, înseamnă că ai avut relație cu copilul tău, ai stat de vorbă cu el, ai petrecut timp cu el și ai știut ce este în inima și în mintea lui. Un tată nu este pasiv, ci activ. Iosif a fost activ. A vrut să fie pasiv, să fugă. Dar Dumnezeu l-a oprit și a spus că trebuie să fie activ. Cum ne implicăm în viețile copiilor noștri? Care sunt activitățile importante ale copiilor noștri în perioada în care sunt? Asta nu înseamnă să-i sufoci pe copiii tăi, ci să-l oferi libertatea de care au nevoie, dar trebuie să intri în lumea lor și să vezi ceea ce interesează pe ei. Un tată este atent la ceea ce se întâmplă cu copiii lui. Un tată este tot timpul în alertă și știe, anticipează ce trebuie să facă copilul lui. A fi tată nu este ceva care practicăm din când în când, ci este ceva continuu, zi de zi, gândindu-ne la nevoile lor, la presiunea din viața lor. Copiii își doresc un tată activ, chiar dacă nu spun lucrul acesta. Copiii își doresc un tată implicat în viața lor. Cele mai mari răni în viețile copiilor se produc pentru că tatăl nu este implicat în viața lor. Deseori întreb tinerii care este relația cu tatăl lor. Și cei mai mulți dintre ei spun, nu răspund la asta întrebare. Copiii își doresc un tată de la care să învețe, altruist, care să fie liderul familiei. Eu sunt un tată imperfect. Aș fi dorit să fac mai multe pentru băieții noștri. Dar nu am reușit. Tatăl stabilește valorile care sunt în familia respectivă. În general, copiii împrumută modelele părinților și în mod special ale tatălui. Și este așa de important să transmitem valori clare pentru copiii noștri. Să fim corecți, cinstiți, să spunem adevărul, să-L iubim pe Dumnezeu, să iubim Scriptura, acele valori pe care noi vrem să le însușească copiii noștri. Un tată stabilește standarde morale pentru copii. Un tată stabilește direcția în privința relațiilor copiilor, stabilește direcția din punct de vedere spiritual. Așa de mare responsabilități, așa de mare responsabilități sunt pe umerii taților. Iosif era un om neprihănit. Și se frământa. Era preocupat. Și Dumnezeu l-a ajutat. Îmi doresc așa de mult pentru mine ca și tată și pentru tații care sunt astăzi aici, ca Dumnezeu să ne ajute să conducem familiile noastre spre scopul lui Dumnezeu și spre valorile lui Dumnezeu. Pentru că Dumnezeu ne-a încredințat lucruri extraordinare și valoroase. Sunt copiii noștri pe care El ni le-a dat. Sunt ai Lui, dar Dumnezeu ni i-a dat pentru o vreme ca să ne ocupăm de ei. Al doilea text biblic o arată pe Maria. Luca capitolul 1, versetul 38. Maria a zis, iată, roaba Domnului, facă-mi se după cuvintele tale. Și îngerul a plecat de la ea. Îmi place expresia aceasta din versetul 38. Iată roaba Domnului. După ce îngerul îi răspunde la întrebarea cum se va întâmpla nașterea aceasta lui Iisus, faptul că va fi umbrită de Duhul Sfânt și fiul care se va naște din ea va fi Fiul lui Dumnezeu, ea răspunde în felul acesta, iată roaba Domnului. Cum se pregătește Maria pentru sărbătoarea nașterii? Spunând, iată roaba
Domnului. Cu alte cuvinte, se așează în lanțuri, renunță la drepturile ei și se așează în voia lui Dumnezeu. Este sclava Domnului, roaba Domnului. Așa începe ea să se pregătească de Crăciun. Fiecare dintre noi facem ce vrem de Crăciun. Maria n-a făcut ce a vrut ea. Maria a făcut ceea ce a vrut Dumnezeu. Și a împlinit în felul acesta voia lui Dumnezeu. O altă expresie în versetul 38. Facă-mi-se după cuvintele tale. Adică să mi se facă ceva ce nu se potrivește cu realitatea de pe pământul acesta. Adică să rămân însărcinat, așa cum spui tu, în fața, împotriva probelor realității, se întâmplă această minune a întrupării în pântecele ei, Fiului Dumnezeu. Ce diferență între Crăciunul pe care îl sărbătorește lumea și Crăciunul pe care l-a sărbătorit Fecioara Maria. Lumea vrea multe drepturi și lumii nu-i place să fie roabă. Dar Fecioara Maria se așează ca și sclavă și spune, facă-mi-se după cuvintele tale. Oare cum vom fi la anul la sărbătoarea nașterii Domnului? Cum ne vom pregăti? Ne vom pregăti ca și Iosif și Maria, frământându-ne, punându-ne întrebări, gândindu-ne la ce este bine și rău, făcând binele, făcând diferența între ură și iubire, alegând să iubim, între ascultare și neascultare, alegând să ascultăm, ca și Maria, așezându-ne în voia lui Dumnezeu și ascultând de cuvintele Lui. Și îngerul a plecat de la ea, fiind mulțumit de răspunsul Mariei. Oare cum va pleca îngerul de la noi? Va fi mulțumit de modul în care noi ne vom raporta la sărbătoarea nașterii Domnului? Ce mesaj va duce îngerul lui Dumnezeu Tatăl despre noi? Maria este numită fericită, pe drept. Toate neamurile vor numi fericită pentru că a ascultat de voia lui Dumnezeu și a zis, iată roaba Domnului, facă-mi-se după cuvintele tale. Să nu uităm cum a sărbătorit prima familie Crăciunul, Iosif și Maria. Pentru că dacă vom sărbători în felul acesta sau dacă ne vom pregăti în felul acesta pentru sărbătoarea nașterii, doar atunci steaua se va opri peste casele noastre și vom putea să ajungem în grajd unde îl vom privi pe Iisus, Fiul lui Dumnezeu, care a venit să mântuiască ce era pierdut. Aș fi dorit să mă pregătesc altfel pentru această sărbătoare. Lucrurile din jurul meu, activitățile, nu m-au ajutat să meditez mai mult, ci mi-au furat timpul acela de meditație, nu numai în zilele acestea, ci 3 luni înainte, sau 2 luni înainte, sau de la începutul lunii decembrie. Iosif se pregătește în felul acesta, se frământă. Maria spune, iată roaba Domnului, facă-mi-se după cuvintele tale. Eu nu știu ce vei întâmpina în anul următor, în 2020, care sunt provocările care vor fi în viața ta profesională sau de familie sau personală. Eu nu știu întrebările pe care o să ți le pui, dar ceea ce știu este că un om care ascultă de vocea lui Dumnezeu va ști să aleagă între bine și rău, între iubire și ură, între ascultare și neascultare. Și un om care ascultă și spune, iată, sunt robul tău, folosește-te de mine cum vrei, va fi folosit de Dumnezeu
și îl va vedea pe Hristos. Hristos se va naște în el și va merge cu Hristos în inimă spre împărăția lui Dumnezeu. Poate și tu astăzi te frămânți cu privire la Hristos și ai multe întrebări și vrei să îl cunoști pe Hristos mai mult. Te frământă lucrul acesta și vrei să te întorci la el cu toată inima ta. Dar sunt anumite lucruri care te rețin. Sunt anumite lucruri care te împiedică să-l cunoști pe Hristos. În dimineața aceasta aș vrea să te invit. Predă-i viața lui Hristos și pleacă cu el în inima ta la acest Crăciun. Făcând acest Crăciun să fie diferit pentru tine. Făcând această sărbătoare a nașterii Domnului Iisus să fie una plină de cântecul îngerilor, slavă lui Dumnezeu în locurile prea înalte și pace pe pământ între oamenii plăcuți lui. Îmi doresc așa de mult ca în locul acesta să fie oameni care sunt pasionați de voia lui Dumnezeu. Oameni care sunt interesați de cuvintele lui Dumnezeu, să le creadă împotriva realității și probelor. Pentru că ce zice Dumnezeu, ia ființă. Amin. Și cuvântul lui Dumnezeu are autoritate. Este acela care schimbă viețile oamenilor, schimbă viețile gălățenilor și îi determine pe aceștia să se întoarcă la lumina lui Hristos. E tragedie ce consideră românii că sărbătoresc de Crăciun. Intrați pe internet și căutați acolo. Sunt multe răspunsuri ale românilor cu privire la sărbătoarea Crăciunului. Nu știu românii ce sărbătoresc de Crăciun. Unii dintre ei spun nașterea Maicii Domnului Iisus Hristos. Alții spun tot felul de alte lucruri, dar niciunul dintre ei, în ceea ce puteți urmări, nu răspund ceea ce înseamnă cu adevărat Crăciunul. Dragii mei, noi știm ce înseamnă Crăciunul. Hristos se naște să ne mântuiască. Să ducem această veste bună tuturor oamenilor, tuturor gălățenilor. Iisus Hristos se naște. Biruitorul, mântuitorul lumii și salvatorul nostru. Luați-L pe Hristos și duceți-L acasă, în casele românilor, a vecinilor, a prietenilor, spunând această veste că astăzi, în cetatea lui David, vi s-a născut un mântuitor care este Hristos Domnul. El are toată autoritatea în cer și pe pământ. Invitați-i pe oameni să facă parte din biserica lui Hristos. Invitați-i pe oameni să se împace cu Hristos. Duceți această veste bună a întrupării, pregătindu-ne ca și Iosif și Maria. Doamne, ajută-ne pe toți la lucrul acesta. Vreau să avem acum un moment în care oferim un timp pentru cei care doresc astăzi să se întoarcă la Hristos și să mărturisească că își doresc din toată inima în viața lor o schimbare. Își doresc să se nască Hristos în inimile lor. Și vrem să oferim un cadru ca și acestea în slujba de astăzi. Dacă sunt aici persoane care în această zi doresc să se întoarcă la Hristos și să facă un pas de credință, nu știm, nu înțelegem pe deplin această minune a întrupării, dar ceea ce știm este că Hristos este aici cu noi să ne mântuiască. Și oferă astăzi mântuire celor care sunt în căutare de El și își doresc să primească răspuns de la El. Așa să vă invit să ne ridicăm cu toți în picioare. Invit tinerii să cânte și să ne conducă într-un colin, poate. Și aș vrea să meditez la felul în care te-ai pregătit pentru acest Crăciun. Cu siguranță nu seamănă cu cel, cu felul în care s-a pregătit Iosif, cu modul în care s-a pregătit Maria. Și oarecum n-are cum să semene. Dar aș vrea să te încurajez să tinzi spre lucrurile acestea pe care cei doi le-au căutat. Și dacă ești aici și vrei să te întorci la Hristos, vrei în această dimineață să spui nădejdea în Iisus Hristos și să te întorci la El cu toată inima ta. Să se nască Hristos în viața ta. Să ajungi în grajd și acolo să îngenunchezi în fața lui Hristos.
Aș vrea să te invit. Primește-L pe Hristos astăzi în viața ta. Vreau să închidem ochii și să plecăm capetele. Și dacă este cineva aici care dorește să facă acest pas spre Hristos, aș vrea să îl invit să ridice o mână sus împreună cu mine. Dumnezeu să vă binecuvinteze. Dacă mai este cineva care dorește să facă acest pas, să se întoarcă la Iisus, Cel care mântuiește și Cel care ajută pe oameni, în această dimineață este un timp potrivit să facă acest pas. Aș vrea să-L invit să ridice o mână sus împreună cu mine, dacă mai este cineva care dorește să facă lucrul acesta. Dumnezeu să te binecuvinteze. Felicitări! În timp ce vom cânta, aș vrea să invit persoanele care au ridicat mâna să vină aici în față și să ne rugăm împreună cu ele. Și dacă mai sunt persoane care nu au ridicat mâna, dar doresc să facă acest pas, le invit să vină aici în față și să ne rugăm împreună. Felicitări! Dumnezeu să vă binecuvinteze pentru această decizie. Mulțumesc. Cea mai frumoasă decizie din viața dumneavoastră. Mulțumesc. Dumnezeu să vă binecuvinteze. Cea mai frumoasă decizie din viața dumneavoastră. Să vă întoarceți la Hristos. Felicitări, Dumnezeu să te binecuvinteze. Cea mai frumoasă decizie pe care o iei este să te întorci la Domnul Iisus.